Nu puteam să luați legătura sub nicio formă cu București? Nu puteam, pentru că am stat un pic să mă gândesc, nu sunt tot ce mi-a trecut prin cap, să mă gândesc oare ce s-a întâmplat. Și alte gânduri mi-au trecut prin cap. Și ați fost pus în postura să luați o decizie în numele României? Absolut. M-a repetat la telefon, era la telefon. Ce, domnul Todericiu, elicoptere vin spre Szolnok. Avem rachete acolo. Nu răspund, ce facem? Lasă ce ați răspuns, domnule Radu Tudor. Vă mărturisesc că e un răspuns absolut imposibil. E un răspuns, nu. E un răspuns în baza căruia putea să pornească un conflict. Nu. Eu mi-am asumat o răspundere și am afirmat, este teritoriul dumneavoastră, nu al României. Nu eu decid ce face dumneavoastră pe teritoriul Ungariei. Asta una. Doi, România nu trimite aparate de zbor într-o țară străină, deci nici în Ungaria, fără să ceară survol. România nu are operațional elicoptere în cazul de față, fără însemne. Piloții români nu își pot permite să facă astfel de gesturi. Este decizia dumneavoastră. N-aveam altă soluție, să spun, și nici nu puteam. Aș fi căzut în zona de om care nu se descurcă într-o situație limită. Și eu, la analiza care mi s-a făcut ulterior la București, a fost apreciat acest răspuns al meu corect. Pot eu presupune în fața dumneavoastră, care erați acolo în decembrie 1989 în Ungaria, că din moment ce și Ungaria și România erau victimele acestor diversiuni electronice, la originea lor se aflau trupele sovietice staționate pe teritoriul Ungariei? Nu m-am gândit la trupele sovietice, însă și eu aveam la radio ca și dumneavoastră și știam ce înseamnă război electronic și o străfulgerare a fost, astea nu sunt elicoptere reale. V-ați gândit că pot să fie doar ținte Nu, am spus, astea nu sunt elicoptere reale și oricum nu aparțin României. Și România se confrunta exact în aceeași perioadă cu zeci, sute de ținte false pe radare și cu chiar focuri lansate împotriva acestor ținte false. Ele se mișcau în special în zona graniței de vest. Și ce alte explicații ar putea fi pentru lansarea acestui război electronic la granița română-ungară? Nu putea fi vorba decât de ce spunem noastre de un război electronic, pentru că elementele pe care mi le relata șeful statului major general erau, aduceau în atenție o situație care nu putea avea loc. În condițiile realității din țara noastră, nimeni nu putea să își permită să trimită elicoptere pe teritoriul Ungariei. Haideți să fim un pic așa, realiști. De unde elicopterele astea? Că la Timișoara nici măcar nu erau, erau avioane de vânătoare, nu erau elicoptere. Un avion de vânătoare zboară cu viteză destul de mare comparativ cu un elicopter care din cele constatate sau spuse de șeful Salto în raport cu timpul cât n-aveau de ajuns până la Szolnok, rezulta că aveau cam 100-150 de kilometri la oră, nu mai mult, poate că nici atâta. Deci nu, era o situație ireală, eu care mi-am dat seama. Nu exclud nicio diversiune să mă pună pe mine în situația să iau o hotărâre de asta care să mă implic să intru în angrenajul lor de măsuri împotriva ceea ce se întâmplă pe teritoriul lor. Vă dați seama. A fost în decembrie 1989 un pericol de conflict militar între România și Ungaria prin prisma acestor diversiuni și a evoluțiilor din zonă? Nu, pericolul nu a fost din cauza asta. Pericolul a fost cu totul altul. În Ungaria, așa cum am spus la început, existau grupări politice realiste, dar și grupări politice cu tentă destul de dură la adresa României. Pe fondul evenimentelor din România, grupările politice ostile țării noastre invocau faptul că în Transilvania are loc un măcel împotriva maghiarilor. Și îl forța pe conducătorul statului maghiar, dacă vreți, să ia măsuri hotărâte pentru apărarea acestor oameni care
ajunsese numărul morților în Transilvania la 1000, escalada până la 2-3000. Asta invocau ei că ar fi invocau existat cei victime. Care cereau intervenție nu împotriva României, intervenție pentru apărarea ungurilor din țara noastră. Vă las pe noi să intuiți cam cum era intervenția asta și cum puteau ei ajunge ca să-și apere conaționale, cum ziceau ei. Dar mai mult decât atât, însă și guvernul maghiar. La un moment dat, să știți că Gyula Horn a avut o expresie foarte la locul ei și a spus, nu putem interveni în România pentru că am fi asemănați cu intervențiile din Germania din 1953 sau cu cele din Ceoslovația din 1968. Și nu vrem asta. Dar pe de altă parte, Gyula Horn, în calitate de ministru de externe, sigur, de comun acord cu conducerea statului, a trimis mesageri în toată Europa, la cancelarile europene, pentru a explica că ceea ce se întâmplă în România constituie un pericol la adresa vecinilor. Au cerut mai mult decât atât, au trimis scrisori la ONU, adresate direct secretarului general al ONU, să se prin care solicitau o analiză temeinică a evenimentelor din România. Au trimis la Consiliul de Securitate, au trimis la Comisia pentru Drepturile Omului scrisori în legătură cu evenimentele din România pe care ei le apreciau ca fiind foarte grave. Haideți să revenim un pic, vă rog frumos, la